calificând drept o nedreptate votul de joia trecută contra aderării României la Schengen, medicul Ieșean Tudor Ciuhodaru a pledat de la tribuna legislativului european pentru ca România să fie considerată un stat de nivel european. Mai mult a subliniat că românii să nu mai fie considerați cetățeni europeni de categoria a doua. Este incredibil și impardonabil că votul acestui parlament nu contează. Am votat de două ori în acest Parlament pentru aderarea României la Schengen și un vot dat în altă parte a făcut ca lucrurile să ia altă direcție. Lucrurile acestea trebuie schimbate. Onorată Comisie, onorat Consiliu, vreau ca România să nu mai fie considerați cetățeni europeni de mâna a doua și România să fie considerată o țară la nivel european. Niciodată nu am suferit o astfel de nedreptate, dat în momentul în care a fost votul împotriva aderării României la Schengen. Este incredibil, este incorrect și nedrept ca unii să fie mai egal ca alții și lucrurile acestea trebuie să înceteze. Ne vreau, vreau să fim tratați ca francezii, englezii, olandezii și austrieci.